În urmă cu aproape 2 ani și jumătate, trecea la cele veșnice unul din cei mai talentați fotbaliști pe care i-a dat Oltul, Eugen Stanciu. Gigi Stanciu, așa cum îi spuneau apropiații, a fost mentor pentru multe generații de tineri care au urcat spre vârfurile performanței. În memoria acestuia și în acest an s-a organizat o nouă ediție, Memorialul Eugen Stanciu. Competiția rezervată juniorilor născuți în 2006 a fost organizată de Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Olt, în colaborare cu Primăria Slatina, Consiliul Județean Olt și Asociația Județeană de Fotbal Olt. S-au aliniat la start pentru această a treia ediție 8 echipe și dorința noastră a fost ca ele să fie din județ, că sunt două echipe, CSS Slatina, LPS Slatina, Athletic Slatina, MCA Drăgănești, Viitorul Băleasa și regretul nostru este că nu a putut participa și CSS Corabia, care ne reprezintă la faza zonală a campionatului. Unul dintre fotbaliștii reprezentativi ai județului Olt, un mare om și un mare caracter, atât pe teren cât și în afara lui. Am ajuns cu acest memorial la ediția a treia. Primele două ediții s-au bucurat de o clară importanță și sperăm și ediția din anul acesta să bucure copiii care joacă și să fie un spectacol fotbalistic frumos. Eugen Stanciu a fost unul din cei mai buni fotbaliști pe care i-a dat județul de-a lungul timpului. Un fotbalist care și-a făcut meseria pe teren și în afara lui așa cum se cuvine. A fost mentor pentru generații întregi de fotbaliști care astăzi sunt la anumite niveluri competiționale. Iar pe perioada cât a fost conducător de club, a dus faima echipei slătinene în divizia B atunci la vremea respectivă pe toate zonele din țară. La eveniment au participat și membrii familiei. Lovitura de începere a fost dată chiar de soția regretatului Eugen Stanciu. Mă bucur cu această ocazie că toți cei care l-au cunoscut pe fotbalistul Gigi Stanciu, omul nu l-a uitat și măcar o dată pe an să-și aducă cu drag aminte de el. Se vede că a fost un fotbalist îndrăgit, un om serios din toate punctele de vedere. El întotdeauna a avut o vorbă bună pentru coechipierii lui și pentru prietenii lui și mulțumesc pe această cale celor care s-au ocupat de organizarea acestui eveniment. După ce în prima ediție fotbaliștii de la Athletic Slatina și-au adjudecat marele trofeu, sportivii antrenați de Sebastian Noață și Dan Baciu au repetat performanța, reușind să ocupe locul întâi, fiind premiați cu echipament de joc complet. Toate echipele participante au primit din partea organizatorilor cupe, medalii și mingi.